Astăzi am alături de mine unul dintre designerii români controversați ai momentului, și anume Bogdan Mogoș. Haideți să-l cunoaștem și să aflăm mai multe despre el. Bună, Bogdan, îți mulțumesc în primul rând că ne-ai răspuns invitației. Bună, îmi pare bine că m-ați chemat aici. Este primul meu interviu în Moldova, de unde sunt. Numele de Bogdan Mogoș nu mai este de mult un simplu nume, ci un brand. Vreau să-mi spui cum ai ajuns aici, ce reprezintă Bogdan Mogoș și ce mesaj vrea să transmită. Brandul Bogdan Mogoș este încă în construcție, încă începem să punem bazele cărămidă cu cărămidă și brandul Bogdan Mogoș, referitor la sezonul acesta și la această colecție, înseamnă opulență, chic, nu opulență în stilul ca și snobism, înseamnă calitate, în primul rând, pentru că asta mi-am dorit de la început, să fie o calitate. Și eu îmi doresc, când cumpăr de la un designer român sau de la oricare, să am o calitate foarte bună. Ce mai înseamnă Bogdan Mogoș? Nu știu. Ar trebui să-mi spună lumea ce înseamnă. Este destul de greu să vorbesc eu despre mine, mai ales acum, poate după. Când voi mai evolua, poate atunci voi putea să-ți spun exact ce înseamnă brandul meu. Aș vrea să-mi spui care este pregătirea ta de bază și cum ai ajuns la stilul care te caracterizează. Păi am început cu studiul în Londra, am făcut cursuri la London College of Fashion, la Central St. Martins, am făcut un portofoliu preparation curs pentru a putea aplica la facultate. Acum sunt student în cadrul Universității TECO, secția modă. Și sperăm ca vara asta să mai fac un curs la Condé Nast, unde Condé Nast fiind grupul ce deține revista Vogue și se numește o Vogue Diploma. Ai fost mereu atras de acest domeniu sau cum s-a născut această poveste? Nici eu nu știu, și pe mine, și eu mă întreb câteodată cum de, nu știu, a venit de la sine, a fost așa. De când mă știu, asta mi-a plăcut și sunt un dezastru în orice altceva. O curiozitate de-a mea este dacă toată această poveste a fost gândită de la început ca o idee de business sau a început ca o joacă, ca o pasiune. Te-ai gândit vreodată că o să ajungi aici? Nu, eu cred că nu, niciodată nu trebuie să te gândești la bani, pentru că odată ce te gândești la bani, lucrurile nu vor merge așa cum trebuie. Dar au evoluat lucrurile și acum nu mai am ce face, trebuie să mă gândesc și la strategii de business. De fapt, pe asta se bazează și școala mea din Danemarca. Danezii sunt foarte mulți axați pe business decât pe design și asta mă ajută foarte mult. Aș vrea să vorbim mai mult despre ultima ta colecție, pe care recent, pe 12 aprilie, din câte mi-amintesc, ai lansat-o la București. Ce înseamnă ea, cum se numește, ce oferă această colecție și știu că pe lângă admirația a stârnit și controverse. Au fost aceste controverse o piedică în drumul tău către succes sau din contră? Controversele nu au fost o piedică, au fost piedici înaintea lansării colecției, au fost piedici când am încercat să găsesc modele, au fost piedici când am încercat să găsesc o locație. Prima dată am vrut să fac un shooting în biserică, dar nu am găsit nicăieri nici un preot care să mă lase să fac lucrul acesta. Și am căutat căi pe care să pot, niște scurtături să le spunem. Și am găsit că cel mai ușor e să faci poze într-un loc pe loc public. Și așa am reușit să pun cap la cap acest proiect. Deci au fost multe piedici, dar înainte. Acum, după aceste controverse, clar, da, poate unii oameni nu mai vor să vorbească cu mine, dar eu le respect părerea și nu am nicio problemă. M-am așteptat din prima la aceste păreri. Ce oferă această colecție? Ce piese vestimentare? În colecție avem geci. Colecția este mai lăsată mai mult. Asta este statementul colecției, geaca, bomber jacket, geaca pe care o am și pe mine. Avem salopete de vară. Colecția este o colecție unisex. Eu nu creez nici de femei, nici de bărbați. Creez unisex. Nu creez de primăvară, vară, nu creez toamnă, iarnă. Da. Pentru mine e totul. Nu-mi place să intru în tipare și să fiu încadrat undeva. Și
Avem geci, avem salopete, veste, avem pantaloni scurți, pantaloni lungi și cred cam atât, da. Și totuși, cum ți-a venit această idee? Ideea a venit de la fascinația mea pentru lucrările lui David LaChapelle, faimosul fotograf. El a făcut o lucrare ce se numește Jesus is my homeboy și acolo îl ilustra pe Iisus în ghetou sau în oricare alt loc, dar nu în biserică. Și de acolo mi-a venit ideea aceasta, m-a fascinat și după aia am fost omul potrivit la momentul potrivit și am văzut și materialele de preoți într-un magazin oarecare. Și am zis, wow, de ce să nu? Și atunci s-au legat toate și a fost așa o explozie. Cum ai reușit să atragi atenția vedetelor din România și care sunt acestea? O am pe Iulia Albu, care întotdeauna m-a susținut și m-a descoperit, să spunem. Și Antonia îmi poartă câteva din creații, acum Alexandra Stan mai nou și așteptăm cât mai multe, nu știu. Acum lucrez la un proiect cu, sperăm, cu o vedetă internațională, nu din România, și sperăm ca într-un videoclip să apară niște haine de ale mele, dar încă nu spun nimic pentru că nu știu exact sigur. Cum le-am atras atenția? Nu știu, ele au văzut că... Nu m-am dus să le... Ele au văzut și a fost așa. A mers ca un bulgăre de zapadă. La mic și tot s-a dus mai mare. Dacă despre vedete am vorbit, aș vrea să vorbim și despre oamenii simpli. Există oameni simpli în România care să fie atât de îndrăzneți încât să poarte creațiile tale sau nu prea? Și eu am fost surprins că există și există destui. Și chiar există și la noi în Suceava sau în zona asta, nu numai la București, unde m-aș fi așteptat eu. Deja, uite, chiar geaca asta astăzi a fost vândută cuiva din Suceava. Da, există, am avut cereri. După eveniment am avut cereri de peste tot din România. Pe când un eveniment și în Suceava? Nu știu dacă voi face încă în Suceava, pentru că targetul meu și publicul meu și ce am mai vorbit de business, nu știu dacă este mă ajută pentru mine exact să fac în Suceava. Deci publicul meu, targetul meu este undeva la București. Aici am câțiva oameni care mi-ar cumpăra cu creațiile. Dar cine știe, nu se știe niciodată. Cum face față Bogdan Mogoș controverselor și lucrurilor care se scriu în ziare despre tine? Am citit și eu destul de multe, tocmai de asta te întreb. Păi am fost obișnuit mai dinainte, datorită unor prieteni ai mei și chiar nu mă interesează. Știu cum este industria asta, știu ce se scrie, știu că nu se verifică mai nimic. Nu vreau să generalizez, dar majoritatea nu verifică informațiile, deci chiar nu mă deranjează, nu am nicio problemă. Dacă ar fi să ne dai niște exemple de designer români pe care îi admiri sau care te inspiră, care ar fi aceștia? Pe care îi admir, care mă inspiră, prefer să-i țin pentru mine, români. Păi îmi place Valentina Vidrașcu, îmi place Andreea Bădală, îmi place Laura Vărgălui, deși e stilistă, dar o iubesc, ea este muza mea, Laura Vărgălui. Așa aștept să se întoarcă în moda din România. Cam ăștia ar fi care îi țin acum minte. Nu știu, mai sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți și eu îmi cumpăr haine și de la foarte mulți design. Lana preferata mea, de la care am foarte multe haine, nu știu. Sunt foarte mulți, ăștia sunt cei care mi-au venit acum în minte. Am păstrat o întrebare care nu este o curiozitate a mea, ci mai degrabă a celor care ne urmăresc. Având în vedere că se scriu atâtea despre tine, atât de multe despre ultima ta colecție, o să te întreb ceva ce poate nimeni nu a mai avut curaj până acum. Crede Bogdan Mogoș în Dumnezeu sau nu? Da, Bogdan Mogoș crede într-un Dumnezeu. Să spunem, da, crede în Dumnezeu. Poate nu
nu crede că unele părți ale religiei sunt ok, dar eu cred în Dumnezeu, eu sunt creștin ortodox. Repet, nu am făcut colecția aceasta ca o blasfemie, deci nici... Tocmai de asta te întreb, pentru că am citit undeva și vreau să lămurim pentru cei care ne urmăresc. Da, colecția nu a fost făcută ca o blasfemie, am spus de nenumărate ori de la ce a venit ideea colecției, unde a fost inspirația, că s-a mers pe un drum, pentru că era ideea de religie, de așa... Așa a fost să fie. Dacă oamenii vor să înțeleagă, este problema lor. Dacă nu, eu tot asta o să fac. Și da, eu cred în Dumnezeu, nu am nicio problemă. Nu sunt ateu, nu... Nu o să-ți pun în final întrebarea cu care probabil ești obișnuit despre planurile de viitor, pentru că părerea mea este că Bogdan Mogoș este un om al surprizelor și aș vrea să-l lăsăm așa. Dacă vrei tu să ne spui ceva despre ce îți dorești pe viitor... Cu siguranță vom asculta. Ce-mi doresc pe viitor? Aștept acum câteva oferte pentru internship. Încă v-am spus că nu vă spun. Sper să fie o surpriză și pentru mine și nu știu, încă mai am de învățat până să mai... Și vreau să las lucrurile să vină de la sine. Nu-mi place să grăbesc lucrurile. Las să vină. Eu îți mulțumesc pentru că mi-ai răspuns la întrebări în această seară. Și vreau să spun să-mi dea și mie like-uri, ok? Sigur că da, poți să-mi spui unde îl găsim pe Bogdan Mogoș. Aveți site-ul meu www.bogdanmogos.com și puteți să-mi dați like pe pagina de like Bogdan Mogoș, mă găsiți acolo. Ce mai vreau să te întreb și era să uit, creațiile tale, unde se pot găsi, chiar dacă nu se găsesc momentan în județul nostru? Voi lansa un site online foarte curând și creațiile mele se găsesc la București în magazinul Căpșun cu Zahăr în spate la ATN pe strada Franklin numărul 9 și le puteți viziona pe site-ul meu sau pe Facebook-ul meu bogdanmogos.com bogdanmogos pe Facebook. Îți mulțumesc încă o dată și sperăm să mai colaborăm și cu alte ocazii și cu alte colecții chiar. Și eu îți mulțumesc și îți doresc și ție succes în continuare cu această emisiune. Mulțumesc mult!